11:35 de minute, ascultați Radio România Actualitățile. Astăzi la prietenii de la 10 vă invităm la mișcare, la sport, alături de Gabriela Sabo. Bun venit, revenit, regăsit. Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc sincer de invitație. Și noi mulțumim, e o bucurie să te avem alături aici în Clubul Prietenilor de la 10. Și nu vin oricum, vine și cu invitație. Știm că suntem în vacanța mare, însă revenim cumva la școală? Pentru că sportul ne unește sau... Da, este o campanie pe care am derulat-o, adică de fapt Clubul Sportiv Municipal București a demarat acum câțiva ani, mai precis acum 2 ani de zile, și ne-am legat de un context foarte frumos pentru România, centenarul, și atunci am spus că sportul poate să vorbească într-un limbaj cum niciun guvern din lumea asta nu poate să o facă și că sportul unește oameni. Am ajuns în peste 38 de școli la nivelul Bucureștiului, unde copiii au făcut cunoștință cu sporturile pe care noi le practicăm în cadrul Clubului Sportiv Municipal, adică au făcut și atletism, au făcut și handbal, volei, basket, rugby, șah, da? Judo, iar un sport foarte iubit de copii, și în urma acestei campanii pe care am derulat-o și o vom derula în continuare la nivelul Bucureștiului și la nivelul școlilor din București, ne dorim foarte tare să adunăm cât mai mulți copii alături de noi și să descopere sportul ca un stil de viață sănătos, și dacă ei își doresc să facă pe mai departe sport de mare performanță, pe noi o să ne bucure foarte tare. Acest program se desfășoară doar în timpul școlii? Da. Da, pentru că trebuie să lucrăm cu copiii, trebuie să intrăm în școală și trebuie să avem un cadru bine organizat în școală, unde să putem să facem și sport. Dar clar că din toamnă încolo o să ieșim foarte mult și în parcurile din București, pentru că sportul se practică și în aer liber. Dar cum se desfășoară orele de pregătire? Este foarte interesant și chiar și eu mă implic foarte mult în această campanie, pentru că... invităm copiii care își doresc să vină și să facă cunoștință cu sportivii noștri emblematici de la CSM București, inclusiv cu mine, unde pe ateliere lucrăm și inițiem în tainele sportului pe care ei și le doresc să-l practice. Adică dacă își doresc să meargă la grupa de volei, merg la grupa de volei și atunci fac cunoștință cu antrenorul de la volei și cu sportivii noștri din echipele de la volei. Dacă vor la handbal, atunci merg și descoperă tainele handbalului alături de sportivii care sunt acolo, da? Și lucrăm pe ateliere. Și cum reacționează cei mici când fac sport cot la cot cu Gabi Sabo? Sunt foarte simpatici și foarte drăguți și foarte energici, ceea ce demonstrează faptul că ei au foarte multă energie și că își doresc foarte mult să practice sportul. Acum depinde de noi și de pedagogia noastră, că de atras îi atragem, dar depinde de pedagogia noastră cum îi păstrăm în această atmosferă frumoasă numit sport. Și mai aveam o curiozitate, câți dintre cei din timpul școlii care au venit la ateliere s-au regăsit și în timpul vacanței? Să știți că rămân, pentru că la noi activitatea, cel puțin la CSM București și la centrele de copii și juniori, sunt în plină activitate, sunt sporturi unde suntem în plină competiție la toate nivelele sau la toate categoriile de vârstă, așa că mulți dintre ei au rămas acasă pe timpul vacanței, unii chiar au fost în vacanță și au revenit la pregătire, așa că la noi, la Clubul Sportiv Municipal București, este activitate non-stop și pe toată perioada anului, dar depinde de perioada competițională de la fiecare sport în parte, unde programul de pregătire și de competiție îl facem împreună cu federațiile de specialitate, adică calendarul competițional îl pune la dispoziție federațiile de specialitate, noi pregătim copiii și sportivii pentru a participa la competiții. Gabriela Sabo, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10, vă reamintim, transmitem pe Facebook, dacă aveți întrebări pentru Gabriela Sabo, le puteți trimite pe pagina noastră de Facebook sau sub forma unor SMS-uri la 0748887766. Gabi, vorbeai ceva mai devreme despre dorința copiilor de a face sport, cât mai mult sport. Unul dintre ascultători, Adrian Cătălin Marin, tocmai ne-a trimis o întrebare pe Facebook: ce șanse, pur și simplu, care sunt șansele ca să-i aducem pe copii să facă sport așa cum se întâmpla înainte de 89-90? N-aș vrea să ne ducem cu foarte mulți ani în urmă, adică în perioada comunistă, în care sportul era o obligativitate și unde toată lumea practica sportul pentru că nu avea altceva de făcut, da?
și n-aș vrea să ne ducem și la perioada de aceea, de când tot așa lumea era obligată să vină la competițiile sportive. Ei, astăzi trăim într-o altă perioadă. Într-o altă perioadă unde este foarte greu să obligi pe cineva să facă ceva. Și atunci cred că maestria noastră este să vedem cum putem să-i atragem și să-i și menținem, așa cum spuneam, în sportul sau în viața noastră sportivă. Și cred că aici este challenge-ul nostru. Copiii își doresc foarte mult să practice sportul și îi văd la acțiune unde vin alături de părinți și chiar dați-mi voie personal să le mulțumesc părinților care vin de fiecare dată, inclusiv la antrenament cu copilașii lor și stau acolo în tribună și urmăresc cum se antrenează. Dar distanțele de multe ori sunt mari de acasă și până la sala de antrenament și atunci mulți renunță pe parcurs, că na, mai și obosesc, este și școala care are rigorile ei, sportul de asemenea are disciplina ei și nu poți să lipsești de la antrenamente, pentru că dacă lipsești de la un antrenament, automat ai o zi lipsă de pregătire și vine adversarul cu altă zi de pregătire și este în fața și ta. Așa. Și uite așa, suntem într-o competiție în fiecare zi și cu școala, dar și cu sportul. Mi-a plăcut foarte mult atunci când ai vorbit despre definiția sportului și vorbeai despre experiența pe care ai avut-o cu un copil, care ți-a spus, de fapt, cea mai bună definiție a sportului. Sportul este o joacă, dar cu profesor. E adevărat că această joacă ar trebui foarte bine coordonată între școală, rezultatele de la școală și rezultatele din sport. Cred că, nu știu, ai o rețetă la tine cum a funcționat? Poți să faci performanță și la școală și în sport în același timp? Categoric, și dacă ne uităm la marile puteri ale lumii și dacă ne ducem puțin și în Anglia, dar ne ducem și în Spania, ne ducem și în Italia, dar ne ducem și în Statele Unite, sportul este în jurul școlii. Nu se concepe să practici sportul și să neglijești școala. Asta ușor-ușor traducem și la nivel de România, pentru că sportul trebuie să meargă, sau sportul de mare performanță, dacă ne raportăm la el, trebuie să meargă mână-mână cu partea educațională și că nu trebuie neglijate. Nu ne mai putem duce cu foarte mulți ani în urmă, înainte de 90, când ne axeam foarte mult pe sport și școala undeva lăsată și după ce te lăsai de sport erai ca o pasăre undeva acolo pe creangă și nu știai pe ce drum să o mai apuci. Ei, astăzi, societatea impune ca și educație să fie ridicată la nivelul sportului de mare performanță și asta și face mai la CSM București și asta și face, încerc să și promovez la nivelul sportivilor noștri să nu neglijeze în niciun fel partea educațională. Și mă bucur că văd copii olimpici, de exemplu, la noi la CSM București avem copii care sunt olimpici la matematică și care vin de la Vianu și practică, de exemplu, basketul sau sunt olimpici la alte materii importante și asta îmi dă mie încredere că se poate face ambele la același nivel. Doar de noi depinde. Da, Gabriela Sabo, director general CSM București, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10. Mulțumesc, Gabi, că ai vorbit despre importanța sportului pentru copii. Însă se întâmplă ca și noi adulții să avem probleme de sedentarism. Nu știu, avem nevoie poate de o motivație foarte bună să ne apucăm de sport. Uneori alegem o alergare ușoară în parc, alteori luăm cu asalt sălile de sport, după care apare delăsarea. Dacă știu că este foarte greu să dai sfaturi, mai ales când ești un mare campion. Hai să spunem o sugestie pentru cei care spun că de mâine mă apuc de sport. Nu există de mâine, ci de astăzi. Sau dacă se poate de ieri. Într-adevăr, statistica la nivelul România nu este una care să ne bucure, în sensul că aproape 60% din populația României nu practică niciun fel de exercițiu fizic. De dacă ne raportăm și la comunitatea europeană, am participat săptămânile trecute, am fost invitată la Comisia Europeană, unde m-am văzut și cu comisarul pe sănătate, m-am văzut și cu comisarul pe sport și am văzut statistica care spune tot așa că 48% din populația comunității europene tot așa este sedentară și că nu fac mișcare, ceea ce iar este un lucru foarte trist. Acum, știți cum e, dacă ne raportăm la România, vedem că zi de zi crește numărul de practicanți de sport de masă, ceea ce este un lucru extraordinar, pentru că prin numărul de practicanți de sport de masă, fie la nivelul copiilor, dar fie și la nivelul adulților, vedem și starea de sănătate a națiunii. Și n-aș vrea să ne ducem în zona scandinavă, unde, să dăm exemplu, Suedia, o populație cu 6 milioane de locuitori, mai mult de 3 milioane sunt
sunt implicați în partea de mișcare și de sport. Ce ar putea să ne motiveze să fim mai sportivi, noi ca popor? Și exemplele, uite, astăzi avem exemple nenumărate, dar avem și echipa de fotbal care a avut un parcurs foarte frumos la campionatul european din Italia, avem și pe Simona Halep, avem și echipa noastră de handball de la CSM București care este în Champions League, avem atleții care sunt în pregătire pentru Jocurile Olimpice, avem echipa olimpică a României care ne-a putea motiva și să ne dea acel imbold de a ieși afară în parc. Depinde și de noi, depinde și de noi și să dezvoltăm această cultură sportivă de masă și nu întâmplător noi suntem ca și club în școală, tocmai ca să dezvoltăm și această cultură sportivă de masă. Acești copii la un moment dat o să devină și ei părinți și mi-ar place foarte tare că făcând sport la această vârstă să împingă de la spate, dar să dea energia copilului la un moment dat să vină către sport și să se dezvolte prin sport. Ați văzut cât de frumos socializează copiii prin intermediul telefoanelor sau internetului și cât de timizi sunt dacă se privesc față în față. Ei, sportul asta face, să simți energia adversarului, să-ți privești adversarul în ochi, să socializezi, să-ți faci acest networking de care noi astăzi avem mare nevoie. Deci e clar că mesajul trebuie îndreptat în special către părinți, pentru că ei au un factor destul de important, au un rol de decizie destul de important. Au un rol foarte, foarte important. În creșterea celui mic. Și atunci ce e mai important când îndreptăm pe cei mici către un sport? Cum ar fi cele din cadrul acestui program sport? Sportul ne unește. Sportul ne unește. Inclusiv la școală. Inclusiv la școală am făcut ora de sport alături de părinții lor. I-am invitat pe părinți să vină alături de copii și să facă sport cot la cot cu ei și a fost foarte, foarte funny și o oră, de exemplu, părintele a fost alături de copii în aer liber. Și n-a mai stat pe bancă cu telefonul. Și n-a mai stat pe bancă. Deci a fost și un exemplu, că și părintele până la urmă este un exemplu. Dacă și mama și tata practică sportul sau aleargă, merge cu rolele, cu bicicleta sau se plimbă, da? Copilul vede și la un moment dat traduce și el exemplul părintelui. Deci totul pleacă de la noi. Ce ar fi mai important pe urmă în dezvoltarea viitorului sportiv de performanță? Echipamentul? Răbdarea? Înțelegerea? Pasiunea? Susținerea? Nu contează atât de mult echipamentul sau contează pasiunea. Pasiunea aceea intrinsecă care, nu știu, în momentul când descoperi sportul care îți place și îți dorești foarte tare să alergi și tu și, sau să concurezi pe marile arene ale lumii, nu mai contează, e acea pasiune înăuntru care devine după aceea un fel de job, te duci la antrenament ca la, nu știu, cu bucurie să te antrenezi ca să poți să fii și tu pe stadionul unde, de exemplu, sau pe terenul unde astăzi Simona Halep a câștigat trofeul. Cum pot și alte școli din București să primească acest program? Sau cum poate ajunge programul? Noi suntem în parteneriat cu inspectoratul școlar și ne dorim foarte tare să ajungem în toate școlile din București. Mergem aleatoriu. Dăm telefon la directorul școlii, trimitem prezentarea, invităm copiii de la clasele 1-4 care își doresc că nu mergem să obligăm pe cineva. Deci facem o invitație și împreună cu profesorul de sport alegem ziua, ora în care așteptăm copilașii să vină la clase și noi suntem acolo prezenți, inclusiv cu mascota clubului, Tigrușorul. Și acest program se referă doar la școlile din București sau pe viitor se poate întrezări și la nivel național? Că avem destule școli. Acum nu putem să intrăm și la nivel național pentru că ne este foarte greu din punct de vedere logistic, dar la nivel de București ne dorim, așa cum spuneam, să fim în toate școlile și de ce nu să fim și în parcuri și în parcări dacă se poate, da, chiar și în mijlocul, chiar și în punctele importante de la nivelul Bucureștiului să putem să facem sport alături de cei care își doresc să fie alături de noi și de sportivii noștri. Deci programul în sine este un program pentru a căuta până la urmă viitorii sportivi de performanță ai României, nu? Noi nu facem altceva decât să arătăm copiilor că putem să trăim într-un mod frumos și organizat și disciplinat. Ei au nevoie de foarte multă disciplină, copiii noștri. Nu că n-ar avea, dar sportul implică o anumită disciplină.
Adică trebuie să fii la ora 10 la stadion. Dacă vii la 10 și 2 minute, deja antrenamentul a început. Deci 2 minute tu din antrenament l-ai pierdut. După aceea este competiția, fair play-ul care se dezvoltă în sport. Deci sunt niște principii, de exemplu, sportul la nivel internațional funcționează pe niște principii foarte bine definite. Unul dintre principiile cele mai importante este prietenia. Nu poți să faci absolut nimic în sport dacă nu ești prieten cu antrenorul, cu colectivul tehnic și așa mai departe. După aceea vine celelalte principii de prietenie, de competiție, fair play și remunerația sau banul sau partea materială este undeva pe ultimile locuri 6 sau 7. Și din ceea ce ați enumerat până acum și din ceea ce ați reușit să vedeți la cei mici și din cei care au mai rămas pe urmă și au venit în continuare și vin și vara, dimineața, poate la 9, poate la 7 sau poate chiar după amiază, că atunci când vremea permite, avem viitor sportiv de performanță? Sportul de mare performanță trebuie să fie opțiune. Dacă îmi doresc sau nu îmi doresc să intru în această familie a sportului de mare performanță, care este foarte riguroasă și o lume extrem de dură, în sensul că adversarul greșeală așteaptă, trebuie să te pregătești de 1000 de ori mai bine decât, nu știu, o face sportivul din Statele Unite, ca să fiu mai bun decât el și așa mai departe. Deci e o disciplină dură și trebuie să o accepti. Cred că ar trebui să fie o obligativitate sportul de masă, în care toată lumea să vină și să se distreze, așa cum spuneam, să descoperi sportul sau să practici sportul ca pe o joacă, la nivel de copii, inclusiv cu profesor, dar la nivel de adult, tot așa, să te distrezi. E ceva funny. Stau o jumătate de oră în aer curat, doar să-mi limpezesc mintea și gândurile după o zi complicată la serviciu sau chiar în familie. Gabriela Szabo, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10, mi-a plăcut foarte mult o declarație. Nu sunt ranchiunoasă, nu invidiez pe nimeni, nu am frustrări. Cred că ar fi definiția vieții perfecte pentru foarte mulți români. Sunt convinsă că și sportul a avut un rol foarte important în această echilibrare. Dar cum reușește Gabriela Szabo să-și păstreze acest echilibru? Pe toate planurile, mental, psihic, social. Da, cred că vin toate lucrurile de la sport, pentru că niciodată nu m-am uitat în ograda nimănui. N-am încercat să copii pe absolut pe nimeni. Am încercat să fiu doar eu însă și să muncesc pentru mine și pentru rezultatele mele. Pentru că în momentul când încep să, nu știu, să devii în ograda celuilalt și să zici de ce el poate și eu nu pot, deja se instalează o frustrare. Și întotdeauna eu am luptat cu mintea mea, cu corpul meu, în așa fel să fiu eu mai bună în fiecare zi și să nu intru în competiție absolut cu nimeni decât cu propriile mele forțe. Și probabil că de aici a venit și această tărie psihică de care, mă rog, m-aș înțestra natura, în așa fel încât să mă concentrez numai pe persoana mea și să nu-mi pese ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că nu mă uitam la adversar, ce face, cum se antrenează, la ce nivel de pregătire este, dar niciodată n-am încercat să copii adversarul meu sau pe cineva astăzi. Da, întotdeauna vreau eu să fiu mai bună decât ziua de ieri și asta încerc să și motivez la CSM și să-l transmit sportivilor noștri că lucrurile trebuie făcute cu bucurie, cu pasiune și că nu trebuie să ne uităm în ograda celuilalt. Atâta timp cât eu mă antrenez foarte bine și urmez programul pe care antrenorul îl impune și nu-l comentez, că știți cum e, una e să comentezi, una e să dialoghezi cu antrenorul și să pui întrebări ca să afli un răspuns. Dar în momentul când începi să comentezi planul de pregătire, să ai impresia că tu știi mai multe decât antrenorul, deja aici este o problemă. Și s-a și întâmplat în sport când și părintele citea de pe internet tot felul de informații despre metodica de antrenament sau tehnică și avea impresia că cunoaște mai mult decât antrenorul. Totuși un antrenor trece printr-o instituție, printr-o facultate, prin niște școli de pregătire și na. Aceasta să fie concluzia întâlnirii de astăzi cu Gabriela Szabo în Clubul Prietenilor de la 10. Mulțumim pentru faptul că ai ajuns la radio. Mult succes și o vară cât mai frumoasă. Eu vă mulțumesc de invitație. Am fost extrem de flatată că m-ați invitat. Numai bine. La revedere!